Doi tineri în vârstă de 22, respectiv 24 de ani, au tâlhărit un bărbat pe strada Pictor Teodoraman din municipiul Mediaș. Sub amenințarea unui cuțit, aceștia i-au sustras medieșanului un telefon mobil. Fapta a fost comisă pe 24 septembrie, dar la începutul acestei săptămâni, cei doi au fost reținuți de către Poliția de Investigații Criminale Mediaș. Sub amenințarea unui cuțit, ar fi deposedat un bărbat de un telefon mobil. Fapta s-a produs pe o stradă din municipiul Mediaș. La data de 8 octombrie, cei doi bărbați au fost prezentați instanței, fiind dispusă de către parchetul de pe lângă judecătoria Mediaș măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile pe numele tânărului în vârstă de 22 de ani, respectiv măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, dispusă de către judecătoria Mediaș pe numele bărbatului de 24 de ani. Cercetările în acest dosar continuă.